Bună ziua! Mă numesc Ziara Constantin și sunt șef serviciu la secția pentru copii de la Biblioteca Județeană Nicolae Iorga. De câtă vreme sunteți aici? Bibliotecar sunt de 20 de ani, șef de serviciu de vreo 5. Sunt curios să știu cât de des se mai citește în 2022. Cât de des sau cât de mult? Și cât de mult? Dacă ne referim la des, asta înseamnă ce frecvență are un singur cititor. Da. Și asta depinde de fiecare cititor în parte sau de ce îi se cere de la școală sau de ce îi se cere de la părinți. Și atunci avem mai multe modele de cititori. Cred că cei mai importanti sunt cei care vin mânați de școală și aceștia sunt probabil cei mai mulți. Iar frecvența lor este destul de mare, pentru că trebuie să acopere domenii dintre cele mai vaste. Cel mai mult se citește, bineînțeles, literatură, dar mai avem și alt fel de interese. Muzică, științe exacte, arte, nu lăsăm nimic pe din afară. Care este cel mai important titlu pe care îl găzduiește biblioteca? Biblioteca sau secția noastră? Biblioteca. Nu știu dacă este cel mai important, dar pot să vă spun care este cel mai vechi și mai valoros. Este Ab Urbe Condita, lui Titus Liviu, de pe la 1500. Bun. Cine poate veni aici la bibliotecă pentru a împrumuta o carte? Absolut oricine alfabetizat sau nealfabetizat, pentru că nu este absolut necesar, pot citi părinții sau prietenii apropiați. În regulă. Așa, cu rezidența în județul Prahova. Deci din Prahova. Da. Și dacă vine cineva din Sibiu? Poate să vină cineva din Sibiu, îi putem oferi cărți la sala de lectură. Nu pot pleca cu ele, însă, nu le pot împrumuta, dar le pot consulta aici la noi. Există și titluri care în momentul de față sunt pe suport digital? Da. Sigur că da, sunt destul de multe și lucrăm să mărim și mai mult baza de cărți electronice. Cum pot accesa cititorii aceste titluri digitale? Prin intermediul site-ului nostru oficial, dar avem și o casă virtuală, care chiar așa se numește, Casa Virtuală, Biblioteca Județeană Nicolae Iorga, și de acolo aveți buton direct către Biblioteca Virtuală. Și totul absolut gratuit, bănuiesc. Absolut. Aș dori ca pentru finalul acestui scurt reportaj să ne oferiți un mesaj de invitație către lectură. Nu știu exact ce ar putea să mână mai degrabă pe cineva spre citit, dar cartea bate filmul întotdeauna.